Povestea începe în 1977 în Wyoming, unde vedem un fotograf, Rodney, cu o femeie pe nume Sara. Se află în mijlocul pustietății, iar el îi face câteva fotografii. Rodney se apropie de Sara, ca și cum ar vrea să o mângâie, dar mâna lui atinge neașteptat gâtul. Fata se simte inconfortabil și încearcă să se îndepărteze, dar se întâmplă asta. Brusc, Rodney o strangulează pe Sara, lăsând i inconștientă. Scena se mută apoi la Hollywood în 1978, unde întâlnim o actriță aspirantă pe nume Cheryl. Ea pare să fie o femeie talentată dar nu a avut prea multe oportunități până acum. În timpul unei audiții, directorul de casting o întreabă brusc dacă se simte confortabil cu nuditatea, dar ea spune că nu. Directorul nu pare foarte impresionat și o concediază. Mai târziu, când Cheryl se întoarce acasă, se întâlnește cu vecinul ei, Terry, și el un actor aspirant. Băiatul este un băgăreț și o tot întreabă pe Cheryl despre audițiile ei, făcând-o să se simte inconfortabilă. El chiar o urmărește până în apartamentul ei, unde Cheryl primește un telefon de la manager, Helen. Aici, Cheryl dezvole că se descurcă greu și abia are bani să plătească chiria. Își exprimă nesiguranța dacă ar trebui să continue să joace, dar Helen îi spune că aranja că ea să apară ca invitată la o emisiune populară, The Dating Game. Acolo, ea va trebui să aleagă orbește unul dintre cei trei burlaci și să meargă la o întâlnire. După ce discută o vreme, Cheryl vrea să să plece pentru că a doua zi trebuie să lucreze, dar Terry începe brusc să-i facă avansuri pe care ea le refuză. Ca urmare, ea continuă să bea mult și petrece noaptea cu el, ajungând să regrete în dimineața următoare. Scena se mută apoi în Saint-Gabriel, în 1979, unde întâlnim o adolescentă fără adăpost pe nume Amy, care doarme pe o bancă de pe stradă. Tânăra se duce apoi la o spălătorie și mănâncă niște ciocolată gratuită de ziua îndrăgostiților. Mai târziu, ea încearcă să fure niște bani dintr-o mașină de spălat, dar scapă din greșelă toate monedele, alertând proprietarul. Fata fuge, iar proprietarul încearcă să urmărească, dar eșuează lamentabil. Ceva mai târziu, Amy găsește un loc liniștit, unde începe să fumeze și să numere banii. În acel moment, Ronnie apare de nicăieri cu aparatul său foto și începe să o fotografieze. Îi complimentează și înfățișarea, dar Amy crede că doar o tachinează. El îi propune apoi să devină model și -o întreabă dacă a mai făcut-o înainte. Auzind asta, Amy începe în sfârșit să posteze conform instrucțiunilor, în timp ce Ronnie continuă să o fotografieze. El o invita apoi să vină cu el, iar ea acceptă fără ezitare. Revenind la Cheryl, aceasta ajunge la emisiunea de dating și este condusă la scaunul de machiaj pentru a se pregăti. Câteva momente mai târziu, gazda își face apariția și o informează despre emisiune. El remarcă faptul că Cheryl este o femeie inteligentă, care a urmat o facultate bună. Cu toate acestea, o sfătuiește să nu se poarte prea inteligent atunci când urcă pe scenă, deoarece acest lucru i-a pe bărbați. Cheryl se simte foarte inconfortabil, dar nu are timp să se răzgândească, pentru că trebuie să apară în fața camerelor. Apoi suntem duși la New York, în 1971, unde vedem o femeie pe nume Charlie, care se mută în noului apartament. În timp ce este la duș, cineva sună la ușă, dar ea nu aude. Mai târziu, Charlie descoperă că duba cu mobila a sosit cu mobila ei, dar cum timpul e expirat, îi lasă lucrurile afară și pleacă. Charlie se îngrijorează să mute singură mobila, dar îl observă curând pe Rodney, făcând fotografii, așa că îi cere ajutorul, iar el acceptă fără ezitare. După ce i mută toate lucrurile, cei doi se așează la masă să bea și se înțeleg destul de bine, simțindu-se stânjenit, o întreabă dacă poate să-i facă o poză. Dar înainte ca beata femeie să poată spune ceva, se întâmplă acest lucru. El începe să bată cu brutalitate și acoperă ochii înainte de a-i face poza. Scena trece apoi la Sheryl, care ajunge pe scenă ca femeia momentului, în timp ce publicul o aclamă. Gazda începe jocul și o informează cu privire la reguli. Sunt trei bărbați în spatele unui perete, iar Sheryl îi poate întreba orice, cu excepția numelui, vârstei și ocupației. După o scurtă conversație, ea trebuie să aleagă unul dintre bărbați cu care să iasă în oraș. Cu toate acestea, o spectatoare pe nume Laura se simte extrem de îngrozită la vederea lui și și-amintește unele amintiri tulburătoare din trecutul ei. Ea și informează prietenul că trebuie să plece, dar în timp ce se grăbește să plece, se împiedică de niște cabluri și întrerupe transmise în direct. Prezentatorul anunță apoi o pauză publicitară, în timp ce Laura reușește să fugă. Ea plânge în mașină, gândindu-se la mintirile cele mai bune prietenei dispărute, Alison. Între timp, Cheryl este abordată de un make-up artist care o întreabă ce este neregulă pentru că este stresată. Cheryl spune că se simte inconfortabil din în cauza întrebărilor prostești puse de prezentatoră. Cu toate acestea, femeia îndeamnă să se distreze și să spună ce vrea, deoarece nu se va întoarce săptămâna viitoare. Pe de altă parte, Ronnie intră în vorbă cu cel de-al doilea burlac, care face comentarii obscene despre o fată care le-a servit cafeaua. De asemenea, începe să vorbească despre Sheril și exprimă ce ar face dacă ar câștiga. -o. Ronnie însă afirmă calm că acest lucru nu se va întâmpla, deoarece el este cel care cucerește mereu fetele. Într-o altă scenă, Laura este încă în mașină când este abordată de iubitulei. Ea dezvolă că îl cunoaște pe numărul 3, explicând că Elison a ieșit cu el și apoi a fost ucisă. Laura spune că a raportat incidentul la poliție, dar aceștia nu au făcut nimic pentru a-l prinde. Cu toate acestea, prietenul ei nu pare să o creadă și spune că dacă acest tip ar fi fost un criminal, ar fi fost în închisoare și nu într-o emisiune. El crede că este încă în cândoliu pentru prietena ei și nu gândește limpede. Auzind asta, Laura se nervează foarte tare și l aruncă din mașină furioasă. Între timp, emisiunea continuă, iar Sheryl decide să ia problema în propriile mâini. Ea începe să pună întrebări provocatoare, șocându-i pe concurenți. Doi bărbați devin nervoși și nu știu cum să răspundă. În ciuda acestui fapt, Ronnie răspunde gânditor, arătând că le respectă pe femei. Între timp, Laura ajunge în camera din spate și găsește un agent de securitate. Ea îi spune că vrea să vorbească cu producătorul despre ceva foarte important. Îi dezvole că anul trecut o prietenă de ei a fost atacată și ucisă de un bărbat care este acum concurent în emisiune. Laura insistă că bărbatul este foarte periculos și că ar trebui să fie raportat la poliție. Înapoi la emisiune, Sheryl întreabă pe Ronnie dacă ceilalți concurenți au vorbit despre ceva dezgustător în culise. Ronnie dezvole fericit că burla numărul 2 credea că mărimea sutienului este o condiție prealabilă pentru o relație serioasă. Auzind asta, toată lumea este uimită, așa că gazda începe să se sperie și solicită o pauză publicitară. În altă parte, agentul de securitate cere Laurei să aștepte într-o cameră. El contactează pe producătorul emisiunii, George Elliot, și se întoarce în curând. Pe platou, bărbatul numărul 2 se ceartă cu Ronnie pentru că a dezvăluit ce a spus la emisiune. El îi cere datele lui Ronnie pentru a se putea confrunta după terminarea emisiunii dar în loc să-i dea datele, Ronnie dă o poză cu o femeie bătută și legată. Ronnie doar râde și spune că este falsă, în timp ce mestecă fotografia. La scurt timp după aceea emisiunea se reia și este în sfârșit momentul ca Cheryl să-și aleagă partenerul. În cele din urmă, ea l alege pe bărbatul numărul 3, singurul care pare rezonabil și respectuos față de femei. gazda îi felicită pe Cheryl și Rodney pentru excursia lor, cu toate cheltuielile plătite în Carmel, California. Pe de altă parte, vedem că Laura încă așteaptă în cameră, dar producătorul nu a sosit încă. Ea observă un îngrijitor în cameră și îl întreabă despre producător, George Eliot. În mod surprinzător, omul de servicii dezvăluie că el este într-adevăr George Eliot. Acest lucru îngrozește pe Laura, care își dă seama în cele din urmă că agentul de pază nu i-a crezut povestea și și-a bătut joc de ea. Între timp, spectacolul se termină, dar ea nu ia totul în serios și decide să meargă acasă. Pe drum însă, se întâlnește pe neașteptate cu Rodney, care o aștepta. Cei doi discută o vreme, iar el o invită la un pahar, luând-o prin surprindere pe Sheryl. Într-o altă scenă, vedem pe Amy și Rodney conducând pe un drum pustiu. Ea albumul lui foto și este fascinată de diferitele fotografii pe care el le-a făcut de-a lungul anilor. Pe măsură ce soarele începe să apună, Rodney își parchează mașina într-un loc retras și începe să o fotografieze. Apoi o pune să stea pe marginea unei stânci și să stea cu fața la soare. Fata acceptă inocent, dar Bruce se întâmplă asta. Revenind la Cheryl, ea ajunge să meargă la un bar cu Rodney. Discută despre interesele lor, iar el începe să o complimenteze, spunându-i cât de frumoasă este. În acest moment, Cheryl stânge Jenita declară că nu este interesată de întâlniri și că a participat la program doar pentru a se face remarcată. Cei doi părăsesc barul, iar Ronnie spune că o va conduce la mașină. Pe drum, îi cere numărul de telefon pentru a putea lua legătura mai târziu, chiar dacă șerile este deja îngrozită în acel moment. Dar când ajung într-o parcare goală, Ronnie cere Bruce să repete numărul pentru a se asigura că l-are pe cel corect. Din păcate, se pare că Sheryl a notat un număr fals și nu poate repeta ceea ce a notat. În cele din urmă, ea recunoaște că nu vrea să-l vadă și începe să plece, dar el nu renunță și continuă să urmărească. Din fericire, mai multe persoane ajung în parcare, forțându-l să plece cu mașina. Sheryl nu pierde timpul și scapă repede. A doua zi, Laura ajunge la secția de poliție, cu ajutorul prietenului ei. Ea încearcă din nou să depună plângere împotriva lui Rodney, dar polițiștii nu au în serios și o împing să părăsească secția. Între timp, Cheryl își face bagajele pentru a părăsi în sfârșit oliudul, deoarece a fost deja destul de traumatizată. În scena următoare, Amy se trezește cu mâinile legate, după ce a fost bătută și agresată de Rodney. Ea observă că îl plânge neconsolat lângă ea. Realizând că nu are cum să scape, ea decide să câștige încrederea lui, pretinzând că totul este bine. Amy cere să-i facă o favoare și să păstreze secretul asupra incidentului, susținând că judecata persoanelor ar face de râs. De asemenea, îi cere să o dezlege pentru a merge la ea acasă. Ronnie o crede, o dezleagă și o duce acasă. La scurt timp, cei doi ajung la o benzinărie, unde Ronnie o lasă pe Amy singură în mașină pentru a merge la toaletă. Dar imediat ce el pleacă, ea profită de situație și fuge din vehicul. Când Ronnie se întoarce de la toaletă, nu o vezi de pe ei ceea ce îl surprinde. El aude sirenele poliției în depărtare și își dă seama că timpul s-a expirat. La scurt timp, poliția sosește în timp ce îmi privește cu lacrimi în ochi dintr-un restaurant din apropiere. În scena finală, aflăm că filmul se bazează pe evenimente reale privind un criminal în serie pe numeron Ronnie Cala. În 1979, o adolescentă fugară a reușit să scape de el, convingându-l să păstreze secret întâlnirea lor. În ciuda faptului că a fost arestat de poliție, Ronnie nu a rămas mult timp în închisoare și a fost eliberat pe cauțiune. Dar odată eliberat și a continuat seria de crime, ucigând o fată de 21 de ani și o fetiță de 12. Ronnie a fost arestat din nou în 1979. El a fost condamnat pentru șapte crime, deși unele autorități estimează că numărul real al victimelor sale ar putea ajunge la 130. În 2010, după ce a executat 31 de ani de închisoare, i s-a oferit ultima șansă. Cu toate acestea, adolescenta fugară acum adultă a apărut în instanță pentru a depune mărturie împotriva sa. În plus, Sherry l-a părăsit California pentru a căuta intimitate și a-și o familie, în timp ce Ronnie a murit în închisoare. Dacă acest video v-a plăcut, lăsați un like și abonați-vă. Mulțumesc pentru vizionare, arrivederci!